Bună seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Flora Zbaviteluș a turnat în cap la mine. Atâi luptat au zășgal că să prindă o țigară. Tu treci cu mâna pe deasupra la cap și faci trac și apoi. Atât am auzit, hu! Cum s-a prinde plitca de gaz, așa la mine în cap. Elena Botnar din Lărguța spune că noapte de noapte visează același coșmar pe care l-a trăit pe viu. Când femeia era în a opta lună de sarcină, soțul ei, Sergiu, i-a dat foc. La această scenă îngrozitoare au fost martori cei doi feciori ai lor, de 6 și 16 ani. Și atunci când am luat foc, a închicat aici jos lângă divan și el tot așa, și de picioarele în cruci și cu mâinile subțuri, se uita la mine. Elena povestește că după tortura la care a fost supusă, bărbatul a ajuns după grații, iar ea direct în secție de terapie intensivă. Timp de o lună, medicii au luptat pentru viața Elenei și a pruncului său. Doctorii au reușit să-i salveze pe ambii. Elena a adus pe lume un băiețel. 3 săptămâni am stat în reanimație, 1 săptămână am stat la sohranie mama și copilul și 3 zile după ce am născut. Și eu i-am spus lui Iezu, înainte de a-mi da foc, când m-a bătut, că nu la mult timp mi-a dat foc, la 1 săptămână. I-am spus, Serioș, gândește-te măcar la copil și ține-l măcar de copil, dacă nu de mine. Femeia a rămas desfigurată, cu fața plină de arsuri, însă altceva o chinuie mai mult. Elena povestește că la 2 luni după ce soțul a incendiat-o, autoritățile i-au smuls din brațe pe 2 dintre copiii ei. Eu n-am copii de dat. Zic, s-a mei copii, eu nu vreau să-i dau nicăieri, zic, numai a mei este. Zic, eu mă chinui, merg în genunchi și încoate, dar copiii lângă mine să știe. Prin ce chinuri a trecut Elena în cei 12 ani de căsnicie? Cum se face că, după coșmarul trăit, femeia a rămas și fără copii? Ce motive prezintă autoritățile și unde se află acum micuții? Cu ce acuzații s-a pomenit Elena, dar și ce șanse are ea să-și aducă fiii acasă? În această seară aflați întreaga poveste. Elena a venit în platoul nostru să se facă auzită. Femeia este gata să povestească prin ce coșmar a trecut în cei 12 ani de căsătorie, dar și cum i-au fost luați copiii. Elena, bună seara, bine ai venit la noi. Din câte știm, de 9 luni de zile nu ai în preajmă copiii tăi. De 7. Da, 9 luni are băietul de când l-am născut, 2 luni a stat lângă mine, fără 4 zile, nu am împlinit 9 luni, 2 luni când l-a luat. Ce știi acum despre ei? Nu știu nică, nimeni nu vor să-mi spui nică, nu știu nică, de 7 luni de zile, nu știu nică. Le-ai spus colegilor mei că autoritățile ți-au luat copiii, de fapt, din cauza soțului. Da. El când se îmbăta, sări la bătaie și la mine, și la băiet, la Alin. Și asta a fost cauza? Da, și plus la asta, când de Sfântul Ion păși ne-a luat, păși ne-a dat foc. Când m-a luat mine la spital, atunci m-a găsit servită. Eram servită. Mai întâi să auzim ce ne-ai povestit tu despre relația cu Sergiu. Da. Așa îl cheamă pe fostul tău soț. Atenție. Elena Botnar l-a cunoscut pe Serghei pe când avea 14 ani. Ea zice că acele clipe au fost cele mai fericite din viața ei. Tot normal, tot fetele se erau, cum se purta el cu mine tare frumos. Vine la mine, mă lua de mână, ne ducem magazin, cumpăra și vreme eu. Tare frumos s-a purtat. Niciodată nu m-a obișnuit. Cât în timpul ăsta, cât ne-am întâlnit, n-am avut probleme cu dânsul. Timp de 4 ani, Elena s-a lăsat curtată, iar de cum a împlinit majoratul, Serghei a cerut-o de nevastă. Cei doi s-au căsătorit pe ascuns. Toți fetele erau invidioase pe mine și spunea ei, Doamne, Elena, să te ducă pe palme. După 4 ani de zile, au venit la Moscova și nu au venit acasă, dar au venit deodată la mine. Și ne-am luat amândoi, mama nu știu nică, tata nu știu nică, am fugit mai în scurt.
După jumătate de an în rolul de soție, Elena spune că a simțit primii pumni de la alesul ei. Ea povestește că Serghei era extrem de gelos. Am trăit jumătate de an cu dânsul, după jumătate de an s-a început viața de... cu chenușcu. Femeia povestește că a tot sperat că, dacă îi va naște un copil, bărbatul va renunța la comportamentul său violent. Dar nu s-a întâmplat. Acesta își dezlănțuia furia și o lua la pumn de față cu copiii lor. Fiul mai mare are 16 ani, cel mijlociu 6 ani, iar mezinul 9 luni. Mă băteș, se duce la mândri. Tatăl mi-a dat foc pentru mândri, dar eu pentru copii singurii că aș sări în foc. Numai să-i văd lângă mine și sănătoși. Pare foarte rău de drama prin care dumneavoastră treceți și eu înțeleg foarte bine ce simțiți, că copiii este practic totul ce e mai scump în viață și nopțile cred că nu vă puteți liniști până nu i-ați auzit glasul. Îmi pare foarte rău. Întrebarea mea este dacă după jumătate de an, deci dumneavoastră ați avut curajul să fugiți cu el de acasă, când da. Să vă căsătoriți, da? Da. Dar după jumătate de an, după ce v-a început a lovi, unde a fost curajul dumneavoastră și n-a spus, măi, la revedere, eu mă duc la mama și la tata, mă înțelegeți? Pentru că dumneavoastră, eu înțeleg că nu veniți. Am plecat de eu la, la mama, veniți de undeva. Era băietul de acolo, prim băiet, și el vine și spune în genunchi și se ruga și începe a plânge, că nu mai fac, nu mai dreg. Elena, o axiomă a vieții, să o știți. Dacă te-a lovit o singură dată, ia tocul și scrie ce spun eu. Dar să lovească și a doua, și a treia, și a nouă oară. Și invers, pentru bărbați tot așa, pentru că mai sunt și femei agresive și ei fac tot așa. Dacă, deci din prima, dacă se face lucrul ăsta, să știți că nu o să puteți să-l îndreptați, pentru că de fapt aici de acum intră în vigoare alte, complet alte, asta e vorba de educație, de copilăria lui și așa mai departe. Dar să știți că la prima lovitură o trebuie să plecați, păreri subiective. Problema ei este că a devenit victima violenței în familie și statistica ne arată foarte clar că acele victime revin înapoi la agresor și de fiecare dată au speranța că nu se va repeta. Deci sindromul foarte Stockholm. Greu rup această relație și devine un cerc vicios unde ea nu mai poate ieși ușor. Elena, dar spune-mi, te rog, din câte am înțeles, în ultima perioadă soțul tău a devenit și mai agresiv. Da. De la ce porneau conflictele? Eu am luat 10.000 de lei la am stricat soba, ne-am apucat de remont că trebuie să nasc și curat casa mitică, dar și ca lume, cum trebuie. Și el a zis că dă-mi 1.000 de lei să mă duc cu Alin la cartofi. Zic, bun. I-am dat 1.000 de lei, s-a dus la cartofi. Și el s-a dus, o lepădat la cartofi de la Corjăuț, spus că el nu mai poate, s-a dus la Floreni. A cules la poamă, s-a dus. Acolo o dat de una. Mă uit acum o cheam. Și au început amândoi relații cu fata și fată, femeie și aș fi fost, nu știu, nici n-am văzut-o. Natasha o să o chema. Și a venit acasă o dată și apoi a mai fost o dată și eu am chicat la Sohranin, la Cahulu. Și el mă sună, ce faci? Zic, dorm, zic, m-am săturat de acum și de somn și de șederi. Dorm acum că când ai să naște, să te saturi de urlăturile la copil. Zic, nu înțeleg, zic, și cu vorbile este serios cum copilul tău urlă. Zic, tu ți-ai dat seama și ai spus. Și el a zis că, bun, hai că eu mă duc. A doua seară, când am sunat, a început să-mi bată planul, că fel că el are pe alta. Și pe urma când eu începem să-l întreb mai în serios, el spune câteva lăzele de poamă.
chinuie și de atât. Deci el devenea supărat și agresiv de la faptul că tu îl întrebai despre această relație cu altă femeie. Da. Și începea să te ia la pumn? Și când a venit acasă, ultima oară, a venit la sau ora, poate din potrivă, ora 10 noapte. A venit cu taxiul și m-a bătut. Atunci și-a vrut... Din ce cauză? Pus... De la ce a pornit acel conflict? Zice, a venit cu taxiul și te-a bătut. A venit cu taxiul și erau la mine niște femei. Am stat de vorbă cu toți împreună. Și pe urmă, eu am luat telefonul lui. Și el mi-a luat telefonul lui de mână și a început să mă pălească, deși am pus mâna pe telefonul lui. Și drept am eu să pun deci mâna pe telefonul lui. Deci atâta motiv i-a trebuit. Da. Și m-a luat la bătaie, fetele și ele tăte au fugit. Eu am rămas înăuntru și el îi spune lui Alen, Alen, dă perinosca și ei încoase. Și băietul i-a dat perinosca. Și el a pus duhovca în rozetcă și m-a băgat pe mine cu capul în duhovcă să stă, dar n-a putut să închidă ușa și o văz că nu poate să facă nică. Eu numai cât schimbasem ușa la ușă, cum la casă, și o luat chingile și ele care țineau ușa prin colțuri. Așa le-o rup de mine și cum mă băte, m-a apucat de păr și cu capul de prag mă pâle. Hai să auzim ce ne-ai mai povestit despre violența în familia voastră. Mă punea să dau cu var la 12 noapte, mă bătu cu lanțul de la vacă, pus în două până m-am murdărit pe mine. M-a scăpat vecinul, mai la deal de o casă de aici. L-a apucat în braț și eu, Serioj, liniștește, dacă ești bărbat, dă-mi mine. Și el s-a oprit și eu să haidem la discotecă, la Cârpești. Și s-a pornit la discotecă la asta, dar eu am fugit, așa bătut, m-am suit în pod. Atunci, din șerbințal, m-am suit repede în pod. Dar eu, când am văzut că eu ieși pe poartă, m-am dat jos din pod și m-am pus pe divan și n-am mai putut mai mult să mă mai ridic, să mă mai iasă. Că eu eram neagră ca maica asta. N-aveai un spui unde ești pe mine. Și mâinile și coastele și... Dar cu lanțul pus în două, lanțul care pripunești vaca. Și cu lanțul și cu scândurile astea de la divan de dânsul sunt rupte de la deschinarea mea. Și mâinile amândouă au fost rupte de aici, dacă puteți să observ. Și ne lega mâinile cu batistă și așa spălam, cum sprinea, așa sprinea mai pătate, mai asta, până ne-am îndreptat mâinile. Acum, înainte de a-mi da foc, de avem o săptămână ieșită din spital la Cahulul și să-mi las o hranine. Și când mi-a dat drumul, copilul meu avea 2,7 kg. El a venit noapte de la Floreni, bat și m-a bătut aici Ian și o tras perinosca asta și duhovca era aici și vrea să-mi bagi capul în duhovcă, să pui duhovca în rozetcă, să mă ușidă. Și o văz că nu poate, dar eu ușa asta numai cât o pusesem. Și avea scândurile și ele că să nu se închească ușa. Și-a luat o scândură de și aici tot mă băteș. Eu îi zic lui, zic, Serioj, zic, și ei ține de copil dacă nu de mine. Și el îmi răspunde, nici că tănini, p***, nu vreau deloc să aud de tânsul, nu vreau să ne aduc aminte de tânsul, pentru că nică bun și nică frumos. De când m-am căsătorit cu dânsul, mai gheni murie decât mă căsătorie. De ceea ce am auzit, ceea ce ați povestit dumneavoastră, pare a fi mai mult sadism din partea lui Sergiu. Deci e o patologie psihică. El ca când avea plășire să mă bată. Păi asta și înseamnă sadism. El primea plășire. El se dușe de acasă, nu conta, că era zi, că era noapte. El dacă se dușe de acasă, gata, eu și lucru făcem, eu știam că el dacă apare acasă, gata, eu trebuie să mănânc bătaie. Și apoi câteodată se dușe noapte de acasă și eu mă apucam de frică, mă apucam de împletit și când auzăm ușa, nu mai putem să împletesc, nu putem să termin și aici m-am apucat că să împletesc. Deci vă dați seama, o persoană cu deviere psihică vă afectați și pe dumneavoastră și trei copii care se alături de dumneavoastră, deoarece e o atmosferă absolut destructivă, absolut anormală.
Și îmi pare rău că n-a fost oprit atunci, la început de cale. Chestia asta a derulat pic cu pic. El nu a fost deodată. S-a început așa o dragoste frumoasă și ați fost atât de năripată. Da, da, și eu. Și n-ați văzut momentul când s-a început și în speranța că se rezolvă, ați făcut un copil și a doilea copil și a treilea și reparație și nu mai știu și în speranță că o să fie bine. Da. Bine nu-i și cu domnul ăsta nu poate să fie. Dar zi-mi, te rog, Elena, tu ai încercat să te plângi la poliție? Da. De multe ori l-am dat. Chiar el a mai stat închis 6-7 ani în urmă. Mai stat închis tot pentru tentativ de omor. Eu crăpa cap la un vecin de la din satul Porumbești, cu pumnalul. Și eu dat drumul sub domașnă iarăs și tot mă băte. Și eu fugem. Dar ce măsuri luau polițiștii ca să te apere de agresiunea lui? Nic. Eu fugem, chemam poliție și ori îl luau la cantimer și îl țineau două ceasuri de vreme și îi dădeau drumul acasă și îi spuneau că duci timp cu femeii ta și nu umblați cu paile în cap. Ori îi puneau o amendă și tot eu o plătem că el, dacă știe sub domașă, e arest. Nu ieșe nicăieri la lucru. Deci tu, ca victimă, plăteai amenda pentru agresor. Da. Dar cineva din autorități știa despre asta? El nu se dușea nicăieri la lucru. El nici măcar o căldare de apă nu se dușea. Deci, da. El era amendat și revenea acasă. Acasă la tine? Da, acasă și de, și de acasă. Tu plăteai amenda și mâncai bătaie din nou. Da. Odată m-am dus la lucru la prăjit și n-am avut tătă zoată. M-am suternat ziua de lucru. La vreo oră 3 minute. Dar el, cum știe, sub domașnă e arest. Ieșe de la vecin, zic, n-am înțeles de tot de când a început. Atunci, prima dată, eu l-am văzut că el ies pe deascuns, nu-l vadă lege. El ieșe pe deascuns din o gradă, că să nu-l vadă nimeni. Și bat. Și ne-am dus acasă și mă începe la bătaie. Cât aman el cât o stat închis, eu, dacă la lucru, ziua nu-mi trebuie lunină, chiar dacă eram acasă, seara vinem de la lucru, mă culcam deodată. Și avem câte 7-10 lei de plătit. Și n-am plătit, o trecut jumătate de an. Și ne-o tăiet-o. Avem vreo 60 lei și ne-o tăiet lunină. Și el a început la mine la bătaie, că deși lunina ne-o tăiet-o. Și am făcut eu cu banii care am lucrat. Dar eu lucram și îi dușem lui pe redacii la cahul lui. Lucram și îi dușem de două ori pe lună, îi dușem pe redacii. Zi-mi, te rog, ce motiv a găsit să-ți dea foc? Eu, înainte de a-mi da el mie foc, l-am auzit cum vorbe la masă în casă cu dânsa pe telefon și îi spune că eu, dacă vin înapoi la tine, nu mă mai duc de la tine niciodată. Dau la divorț cu dânsa și nu mă mai duc niciodată la... Și deci el cu întreba... acea femeie. Da. Și când vorbe pe telefon tot cu dânsa, eu i-am spus, cum... Mâncăm la un loc, dormim la un loc și tu vorbești cu dânsa și îi spui că o iubești. Atâta i-a trebuit. Da, și el a început la mine că... A zis că eu am umblat cu un nepot de-a lui. Și zic, băi, nu-i drept. Și atunci au luat răzbavitelul și nu l-au turnat în cap. Hai să vedem cine ai povestit despre acea zi teribilă. Îl suna mândra și el tot îi spune că... Dacă se duce la dânsa, înapoi nu se mai întoarce, că el a să dea la divorț, că încolo încoași. Dar de aici cu mine, râde, glume și râdea mâncării și da tot servis în niște gen. Am făcut remont în casă, un pahar de gen spate. Și n-am mai putut, că toți vecinii se râdeau de dânsul și îi spuneau, Serioș, cum poți tu așa de față cu femeii, dar tu să vorbești cu mândrile? Și el parcă pe ureche intra și pe alta ieșe, nici asta. Și eu atunci m-am luat la sfadul cu dânsul, dar pe masa asta și de băclașca de răzbavitel. Lua răzbavitelul și a turnat în cap la mine. Dar alături de băclașca de răzbavitel mai era o băclașcă cu apă, care o dat la sobă când a pus lacul, cleiul. Și eu m-am gândit cu băclașca cu apă, o mostrochetă. Zic, ei, o baie nu merge, nu strică și fac așa la cap. Și el șede, parcă-l văd și acum ședea așa, i-am sprijinit, că așa i-am ședea fix în poziția asta. Strig la băietul cel mai mare, Alin,
Atâi lui tata o zășgal că să prindă o țigară. Băiatul îi dă zășgalca și el trece cu mâna pe deasupra la cap și face trac și aprinde. Mata am auzit, hu! Cum s-a prinde plitca de gaz, așa la mine în cap. Și atunci când am luat foc, a închicat aici jos lângă divan și el tot așa și de cioarele în cruce și cu mâinile subțuri se uita la mine. Și Serioșel și de aici Ian, în cioruță, și l-am auzit cum plânge și m-am sculat în glasul lui. Și când m-am sculat, drept cu ochii întrânsuși, zic să văd și reacția să aibă el. Da, părul aici Ian era ars de tăt, dar de urmă avem cocul prins, că eu am avut păr mare. Da, mâinile când eu mă chinuiam să mă stâng, să înguric pe mine. Și n-am luat nici o petică, da, așa cum mâinile fășem. Și atunci Sara pe mine m-a luat salvare și pe dânsul o lua poliție. Și el la pușcărie suna la vecinii ăștia de divale și îl chema pe Alin la telefon și îi spune că spune lui măta să mă ierte dacă nu a să râdă satul de dânsa. La scena asta au fost martori copiii tăi? Da. După acel incident, tu te-ai mai văzut cu soțul tău? Cât la sud. Atunci când l-au condamnat pentru da. Că când te-ai incendiat? Am fost la două sau la dată. Trei suduri eu am fost. La Taraclie eu merg sudurile. Ți-a zis ceva atunci? Nu. Eu când... Tu zici că suna vecinii și spunea că sau să-l ierți sau că va râde satul de tine? Da, dar... așa i-a spus el la băiet, dar nu ne-a spus nică. Eu la sud, când m-am dus prima dată și am povestit cum s-a întâmplat, el dădea așa din cap și eu zic, mă întorc înspre dânsul, îmi șterg lăcrimile și îi zic, Serioș, dar ce zici tu? De ce dai tu din cap că nu? Zic, în fel, nu-i drept că tu ne-ai dat foc, nu-i drept. Și ce ți-a răspuns? O zic, da, oare nu, eu te-am stâns cu apă dulce. Zic, eu știu numai până aici, până închica fără cunoștință, că tu știi cu mâinile subțioare și cu cioarele în cruce, atâta știu. Femeia arde, bătută, violată psihic și fizic și cum vrei atâția ani de zile. Mă vedem singurică pe mine, cum mă chinui. Poliție, mă, este ceva sau nu-i? Uite, ei iară-i bată. Că duce copilul subțoară. Că ducem copilul subțoară, că l-am uitat în altă casă. Primarul se duce la pușcărie dacă se întâmplă ceva cu copilul. Din cauza inacțiunii autorităților. Dacă te întoarce înapoi, tu crezi că s-ar fi întâmplat sau nu lucrurile astea? Elena Bodnar din Lărguța spune că noapte de noapte visează același coșmar pe care l-a trăit pe viu. Când femeia era în a opta lună de sarcină, soțul ei, Sergiu, i-a dat foc. O zis că eu am umblat cu nepot de-a lui. Zic, băi, nu-i drept. Și atunci au luat răzbavitele și nu l-au turnat în cap. Au luat chingile și ele care țineau ușa. Și cum mă băte, m-a apucat de păr și cu capul de prag. Și el a pus duhovca în rozetcă și m-a băgat pe mine cu capul în duhovcă. La scena asta au fost martori copiii tăi? Da. Femeia a rămas desfigurată, cu fața plină de arsuri. Însă altceva o chinuie mai mult. Elena povestește că la două luni după ce soțul a incendiat-o, autoritățile i-au smuls din brațe pe doi dintre copiii ei. Nu știu nici de 7 luni de zile. Nu știu nici. Autoritățile ți-au luat copiii, de fapt, din cauza soțului. El când se îmbăta, sărea la bătaie și la mine și la băiet. Și plus la asta, când m-a luat mine la spital, atunci m-a găsit servită. Tu ai încercat să te plângi la poliție? Chemam poliție și ori îl luau la cantimer și îl țineau 2 ceasuri de vreme și îi dădeau drumul acasă și îi spuneau că duci timp cu femeia ta și nu umblați cu paile în cap. Ori îi puneau o amendă și tot eu o plătem că el dacă știe sub domașa e arest. Prin ce chinuri a trecut Elena în cei 12 ani de căsnicie? Cum se face că, după coșmarul trăit, femeia a rămas și fără copii? Ce motive prezintă autoritățile și unde se află acum micuții? Cu ce acuzații s-a pomenit Elena, dar și ce șanse are ea să-și aducă fiii acasă? În această seară aflați întreaga poveste.
Judecătorii l-au condamnat pe soțul Elenei la 5 ani de pușcărie pentru violență în familie. Bărbatul a contestat decizia la Curtea de Apel Cahul, dar o decizie încă nu a fost pronunțată. Anterior, în 2015, Serghei Botnare a mai fost condamnat la pușcărie după ce a amenințat cu moartea și a rănit cu cuțitul un consătean. Acum întrebarea către experți. Ce credeți despre condamnarea lui Serghei? Cum vi se pare termenul? De fapt, este în limita codului penal pentru violență în familie, însă ar fi trebuit să se ia în considerație și circumstanțele agravante, și anume vătămarea victimei violenței în familie și să se ia în considerare faptul că și copiii sunt victime, deci nu este doar o parte vătămată în cadrul acestui dosar. Cere să fie și încasate prejudiciile materiale care au fost suportate în legătură cu tratamentul și consider că veți mai avea nevoie de tratament, poate o operație la față, mâinile arse, deci totul să fie încasat din contul agresorului, mai mult ca atât prejudiciile morale, atât în favoarea dumneavoastră cât și a copiilor. Victima este și bebelușul care a fost în burtă la acel moment și, din păcate, nenăscându-se, deja a devenit o victimă a violenței în familie. Eu atenționez că în acțiunile organelor de anchetă, și anume cu soluționarea că mergește în pac împreună cu soțul la domiciliu, creează astfel de consecințe și aș dori ca tot cazul individual să fie documentat, să fie investigat până la ultima filă și persoana, chiar dacă a fost agresor verbal, deja să fie condamnat, să nu ajungem la, Doamne ferește, decesuri. Pur uminește stau și mă gândesc. Oare chiar trebuia femeia asta să se ardă ca o făclie pentru ca Sergiu să fie condamnat la 5 ani? Și 5 ani, serios, pentru atâtea suflete vătămate care... Nu știu cum vor fi recuperate, sincer vă spun, ca doctor în psihologie. Nu știu și nu știu. Atâtea persoane, femeia arde, bătută, violată psihic și fizic și cum vrei, atâția ani de zile, și încă contestează Sergiu hotărârea judecății. Dar să nu uit, tâmpenie totală. Aici era de ajuns, cred că, o filă doar pentru ca omul să fie ținut departe. Și pe mult timp, și femeia dusă și aranjată și suport psihologic, și, dar aici parcă e o tâmpenie care e fără sfârșit. Și mă gândesc că tâmpenia asta poate să continue, deoarece el iese. Și în ani nu e mult. Și el iese încă și mai decât a intrat. Și plăcerea asta de victimizare și plăcerea asta de sânge, și vezi că el e tot mai versat în chestiile astea, el ceva să mai gândi acolo. Și el când vine, păi ferita sfântul, trebuie depus accentul pe situația unde poate fi dusă, cum poate fi ascunsă, cum poate fi ajutată. Ferită. Și asta nu e problema ei, chiar la urmă urmei trei copii în brață și ea nu poate și nu știe. Și, măi, dar noi mai avem, nu știu, asistență socială, stat, guvern, poliție, mai este ceva sau nu-i? Și dacă este acum situația că trebuie să intervină și ea poate încă fi ajutată. Elena, ne-ai spus mai devreme că după acest incident cu incendierea a urmat o perioadă foarte complicată pentru tine. Da. Și aici nu vorbim doar de suferințe fizice. Povestește-ne, te rog, despre asta. Am venit de la spital, la Chișinău, și ne intram în casă. Mi se pare că îl văd pe dă, cum mă vedem singurică pe mine, cum mă chinui. Și am așteptat bine și bine tare chiar, în ultimul timp chiar tare bine. Și când a venit de Sfântul Ion, asistența socială și cu... Asta eu eram servită. Deci, ca să înțeleg, tu ai avut o depresie. Da. Da, eu... Ai încercat să, în afară alcoolului, să găsești alte soluții pentru tine. Nu știu, să mergi la un psiholog, dacă există un asemenea specialist la Lărguță. Sau în altă parte, sau să ceri ajutor de la cineva. Nu există și nici...
prietene? N-am așa prieteni. Știi, cu, să-i povestești pur și simplu cuiva ceea ce simți. Pentru că și asta e o metodă să-ți ușurezi durerea. Mă, să-ți prietenilor, că acum vorghești și acum te duc și să duc și în altă parte și te hulesc. Frați, surori aveți? Numai un frate, mai am mai mare. Deci cineva apropiat căruia să-i deschizi sufletul nu prea era? Nu. În această seară discutăm despre Elena Botnar din satul Lărguța, raionul Cantemir. În noiembrie 2021, soțul ei, Serghei, a stropit-o cu o soluție inflamabilă și i-a dat foc. După acest incident înfiorător, Elena, care era însărcinată în luna 8-a, a ajuns în secție de terapie intensivă, iar soțul ei direct la pușcărie. Femeia zice că a rămas chilodită nu doar fizic, ea recunoaște că a avut o depresie profundă din care a ieșit cu greu. Iar atunci când părea că mai rău nu mai poate fi, femeia s-a pomenit cu autoritățile la prag, care i-au luat 2 din cei 3 copii pe care îi are. Cel mic avea atunci doar 2 luni. În scurt timp vom afla cum își justifică decizia și acțiunile Direcția de Asistență Socială de la Cantemir. Dar până atunci s-o auzim pe mama Elenei, care a fost de față atunci când micuții au fost luați din familie. Bună seara, Domnica, bine ați ajuns la noi. Spuneți-ne, vă rog, cum vă amintiți acea zi când au fost luați copiii de acasă? Eu am plecat mâncare, le coșem pâinile, aveam grijă lor. Și au venit primarul atunci și cu doctorul ăsta de la asistența socială au venit și doctorul ăsta au venit. Medicul din sat sau asistenta medicală din sat, da? Asistența medicală din sat, asistența socială din sat și primarul, pe urmă. Toți trei au venit? Nu, au venit din tăi doamna Sfeta, asistența medicală. Așa. Și apoi au venit cu, împreună cu Natasha, nu știu, familia tot la asistența socială. Cu ce ocazie a venit, ca să înțeleg? Ce v-a zis, domnică, vă aduceți aminte? Nu, zis nică, dar eu ce a venit, cu ce ocazie? Și ei băieții. A venit să-mi facă vizita, tipa, și eu eram cestită, și numai cât ajuns să mă acasă de la vara lui, cu nata de la vară iese. Și am pus băieții pe pat și mama ne-a spus mie că... Tu erai cu copiii la verișoara ta? Da, și am venit acasă și numai cât am pus băieții, băietul pe pat, Serioșel s-a dus la o vecină, s-o cheme la noi și mama a zis, fai, Ileam, dar eu nu văd Mitrica lui Alenză. Cum am că este în documente? Și m-am așezat jos pe podeau și ne uitam în documente. Zic, e că ăsta e cu tare document, ăsta e cu tare document. Copii intră Natasha și cu Sveta de la Medpunct. Intră și zic, Ileam, tu ai fost la controlat cu băietul. Zic, da, dă-mi cărcica. Îi dau cărcica și când m-am întors că să-i dau cărcica, m-au cunosc cât servete și zic, e iar îi bată. Și atunci el a chemat primar, da. Și deci te-au mai prins de câteva ori? Da, au mai fost o dată. O dată sau două ori. Da, nu. O dată. O dată m-au mai prins când băietul tot era cu mine. Prima oară ce s-a zis? Nu mai aduc aminte. Și mi-au zis, dar atunci eram mai mulți când m-au prins prima dată, eram mai mulți tăman după ziua lui mama, a doua zi. Dar și... mama ta, erați și dumneavoastră cu niște pahare în cap? Da, de... Dar două acolo, că de ziua mie. Nu atunci. Da, când? În ziua în care v-au fost luați nepoții. Mm-hmm. Avea că am luat un chel de gen eu. Și l-am servit în 4 femei. Am încercat să aflăm de la primarul satului Lărguța ce s-a întâmplat în casa Elenei atunci când i-au fost luați copiii. Iată ce ne-a povestit acesta. Copiii erau într-o stare foarte din risc. V-am spus, ei se duceau în mod de viață, nu chiar cum trebuie. A fost caz, doamnă, că o lăsat copilul într-o casă și a uitat în ce casă l-a lăsat. Vă dați seama, bine mic născut. L-a găsit după aceea, umblat, a întrebat pe unii, a fost... L-au găsit. Cu toate, că dumneavoastră ascund treaba asta, dar noi am aflat-o. Au fost caz, știți cum se merg
sărbătorile astea de anul nou, cum se merge, să merg cu colindul ăsta. A fost caz cu copilul, sub soară merge cu dânsul, ce la de la poartă la poartă cu colindatul. Vă dați seama, copil de o lună de zile, în seara de anul nou, să umble cu dânsul. Și dacă îl duce, iacta așa îl duce. Iacta așa, nu așa, iacta așa îl duce. Ori o găsăm o vecină acolo, bac, a dus mașina de spălat, bac să știe, mașina de spălat, iacta așa fel, fel de variante, știți, numai să nu... Numai să nu știu bani că e vinovat, știți? Ultima picătură a fost că s-au dus surorile medicale din sat, s-au dus să se facă o vizită acasă la domiciliu, adică să vadă în ce stare să avea copilul nou născut. Când s-au dus surorile medicale, au găsit un stare de ebrietate. Și pe mămica și pe bunicuța. Dumnealor s-au adresat la șeful spitalului. Șeful spitalului a spus că scheme automat, scheme salvare. A venit echipajul de salvatori, a văzut în stare copilul și dumnealor a spus că trebuie urgent. Copilul cel mic trebuie urgent la spital. I-a sunat, au anunțat pe asistenta socială și totodată am anunțat și organele poliției. Au venit și organele poliției la fața locului. Au văzut ce comportament avea doamna Elena. Și atunci s-au luat o decizie, cred că copiii trebuie urgent ridicați și plasați într-un spital apropiat. A treilea nu avea atenție, mamei nu avea practic deloc, să vă spun așa. Sincer, v-am spus că... Iată ce era. Și asta ne-a făcut pe noi, ca adică să ne adresăm la direcția asistenței, adică întâi la medici. Medicii i-au luat la spital, i-au tratat și apoi totodată s-a anunțat asistența socială. Mai departe, noi suntem acum, nu știu ce a făcut cu copiii, noi suntem în proces de judecată. Nici unul nu știu. Atunci, în aparat, când vine la mine, când după ce ne-au luat copiii, spune că e, tu ai fost căscat, că ai servit, că la tine de ghin de rău, ca să amititică, dar nu era ca la Rodica, că să-ți rui gâtul prin casă, era curățelă, era călduț. E ca unica greșeală care ai făcut-o, că ai servit. Primarul ne-a spus vorbile astea. Dar tot ce ne-a povestit el la cameră, e adevărat? Nu. Umblatul cu colindatul. Nu, cu copilul. Nu, și copilul niciodată eu nu l-am lăsat de lângă mine. A greșit? Vorbea despre altcineva, nu despre tine? Sau... El, dumnealui, tipa vorbea de mine, dar eu nu a fost așa caz cum a zis el. Că duce copilul subțoară. Că ducem copilul subțoară, că l-am uitat în altă casă. Dar dacă eu uitam copilul în altă casă, eu înseamnă că nici eu nu mai putem să mai pășesc. El spune că voi încercați să ascundeți acest fapt, dar ei au... N-am încercat să ascund și nici nu a fost. Nu a fost cazul ăsta niciodată. Da. Eu să... Eu, Elena, eu am înțeles aici, a fost grav și el nu mai a făcut ședința Consiliului pentru că este împuternicit. El este președintele situațiilor excepționale. Dacă se întâmplă ceva în sat, el imediat trebuie să iei atitudini și... În cazul dat, primarul, ca să știți, din punct de vedere legal, el a acționat exact în buchea legii. Au văzut copiii, da? Lui ei s-au raportat la asistența socială, i-au raportat, cum îi zice, și asistentul medical, ambii, și asistent social și medical. Primarul, el altă ieșire nu a avut. Deci numai asta era unica lui ieșire, pentru că dacă Doamne ferește, primarul... ceva se întâmpla, primarul, știți că... reacție. Dar nu, el se duce la pușcărie. Primarul se duce la pușcărie dacă se întâmplă ceva cu copilul ei. Primarul, el este autoritate executivă. Noi avem dreptul primarii să punem amendă, da? E că dacă ceva noi constatăm, noi suntem ca agent constatator, noi deja avem drept să punem amendă, dar noi nu punem amendă pentru că în cazul dat, tot doamna ar splătească și ar să iei la gura copiilor. Așa primarul nu poate. Așa s-a întâmplat. Păi da, dar nu primarul. Amenda nu era pusă de primar. Era pusă de ceva... Spuneți-ne, vă rog, amenzele, din câte se pare, este un mecanism sau un instrument atât de ineficient? Este ineficient când vine vorba. Și de ceea ce ne-a povestit Elena, da? Adică el mă bătea, lua poliția îi dădea o amendă pe care o plăteam tot el, revenea la mine și iarăși mă bătea. Așa era o amendă administrativă dată de poliție, nu de primar. Și cu ce ajuta și amenda primarului, dacă mai era? Normal că nu ajuta. Păi sigur că nu ajută. Mă întreb, unde era primarul și de ce nu a luat atunci copiii?
când copiii erau într-un pericol și mai mare. Eu nu exclud că și aici erau în vedeți, pericol. Dar până nu s-a eu nu cunosc primarul, dar vă spun că am trecut și eu prin chestiile astea și de atâta încerc să intru în gândirea primarului de la Lărguța și să văd cum a acționat el. El nu poate sta primarul acasă la dânsa. Deci, v-am spus, primarul acționează atunci când vine informația. Ia că vine asistentul social și vine asistentul credeți medical. Că într-un și sat, zice și că în momentul ăsta eu acționez. Localitatea. Într-un sat ca Lărguța, da. nu putea să ajungă la primar informația că această femeie și copiii ei sunt torturați în propria eu casă? Eu nu știu care sunt relațiile interumane acolo. Lărguța cât de mare? Nu e mare, e ca și Capaclia. Până la 2000, în jur deci de 2000. Deci primarul trebuie să știe fiecare normal, gospodărie, mai știe... ales ca așa, mai ales primarul în primul rând cunoaște da. Familiile problematice, da. Care de fapt sunt cei legați da. Cu familie. Bine, care... rămâne atunci dar, întrebarea dar retorică asta... pentru, sau dacă ne va auzi domnul primar, de ce nu a acționat atunci? Și întrebarea mea către dumneavoastră era de fapt ce putea să facă primarul atunci? Imediat trebuia să... Da, asta e în... Deci se putea face și nu, atunci da, ceva. Atunci se face primarul, el normal, când vine o vorbă dar de... Dar s-a făcut abia când după ce vorba femeia de a revenit din o spital, infracțiune, că era o infracțiune acolo. Deci atunci imediat primarul trebuie să rămâne o întrebare. Da, rămâne o întrebare, dar el trebuia să sune. Și eu sunt da. Sigur că s-au sunat. Problema este și poliția locală câteodată nu este. Și nu doar către primar, trebuie să recunoaște. Da, da, da. Aceeași asistentă socială care a venit să o verifice de data asta. Da. Aceeași asistentă medicală care vedeți că conflictele apar să verifice când și femeia sunt... gravidă în luna 8-a da. Și copilul de 6 luni. Mă întreb unde erau doamnele cele și de ce în momentul acela n-au pus mâna pe telefon să sune ele la poliție. Noi tot vorbim în jurul administrației publice locale, dar nu trebuie să uităm că sunt și organele de drept care primarul nu poate să le sară. Că dacă vine primarul și era să înșeapă acolo, cum s-ar zice așa, un fel din bulzală, hai să zicem așa, dumneavoastră știți că primarul pe urmă putea fi atacat în judecată, că e că l-a apucat de gât sau i-a făcut ceva, mă înțelegeți? Primarul nu trebuie să acționeze, să apuce pe cineva păi de gât, da, dar când să, vii, când vii și când vezi, să când vezi acolo, vedeți că dumneavoastră voi ușor acum să spunem aici în platou. Nu, ne dăm niște dar în când rând. Ești într-o situație de genul ăsta, când tu vezi că acolo... tu nu ai cu cine vorbi. Tu efectiv nu ai cu cine vorbi. Și este riscul că tu ai venit să faci dreptate acolo ca capul satului și la urmă poți să trezești că tu poți fi victimă până la urmă. Înțelegeți că el fiind nu în stare de brat, de atâta vă zic că primarul sunt niște lucruri. Trebuie să facă totul cu mânuța lui. Deci primarul vine, cheamă poliția, așa, cheamă... Așa, asta e da, altceva, deci, da. În, da asta altceva. Să spunem, în ajutorul primarului da, sunt da, o sunt mulțime organele, de oameni. Organele de drept. Și ține de fiecare primar cum folosește el aceste instrumente da. Pe care le primește. Colegii mei au mers la Direcția de Asistență Socială de la Cantemir. De acolo am aflat motivele deciziei de a-i lua copiii Elenei. Să auzim cine au spus autoritățile. Familia Botnar este o familie în situație de risc, hai așa să-i spunem. În urma managementului de caz care a fost deschis pe cazul familiei Datie, în urma acțiunilor sau inacțiunilor, a părinților familiei maturii, familiei date, copiii au fost scoși din familie. Principalul motiv a fost faptul că copiii se aflau în situație de risc major. Asta este principalul motiv. Nu avem noi interesul de a lua copiii de la oameni, dar când sunt copii în situație de risc, asta dă niște probleme. În caz de ceva, credeți-mă, răspundem noi, în primul rând, nu mama. Că nu am atras atenție și nu am fost destul de deciși în momentul de a apăra dreptul copilului. La momentul de față, copiii sunt în condiții destul. Eu am înțeles. Copiii au fost consultați de către medic, au fost plasați, la moment sunt bine. La moment acești doi copii sunt plasați într-un serviciu social, da? La părinți educatori. Sunt destul de bine, chiar sunt foarte bine, sunt îngrijiți, au... toate cele necesare le au, sunt îndestorați cu toate cele, posibile și imposibile, sunt niște părinți educatori extraordinar de buni. Copiii sunt pe mâini buni, asta vă dau 100% garanție. Iar
iarăși ajungem la autorități. Deci, atunci când există o problemă, autoritățile învinuiesc părinții. A spus-o clar că din cauza inacțiunii părinților s-a ajuns la această situație, dar mai corect ar fi fost din cauza inacțiunii autorităților s-a ajuns la această situație. Deci aș corecta discursul. O singură întrebare vreau să spun. Dacă te întoarci înapoi și n-ai folosit alcoolul, tu crezi că s-ar fi întâmplat sau nu lucrurile astea? Da, eu recunosc eu când eu luam copchii serventari, dar eu acum m-am corectat, m-am dus, m-am codat. Elena, eu totuși, nu mai vreau să te întreb acum de copilul tău mai mare, de fiul tău de 16 ani. Din câte știm noi, nici el nu este cu tine, deși el nu a fost luat de autorități. Nu. Unde se află el? El a fugit de acasă. Bun, rău e copilul meu, eu vreau să ne cresc toți grămadă. Cât de bine se dezvoltau ei și cât de bine se simțeau ei atunci când tu erai cu capul în duhovcă. Câți copii aveți? 3. 9 ori 3 câte? În situația dată, jumătate din Moldova trebuie să fie de căsus din drepturile părintești. Dar copiii tău au dreptul să fie bine și să fie sănătoșești, să nu fugă de acasă, dar să vrei să întoarcă acasă. Nu mai ești Ileana cei care nu mai sunt eu, Ileana, și ei de anul trecut. Dumneavoastră nu o să vedeți copii. Așa este legislația.